Reacția Chievului în legătură cu dispariția ministrului rus al apărării, Serghei Șoigu Mihai Lopotoriac, consilier al șefului Cancelariei Prezidențiale Ucrainene, a comentat informațiile din presă despre dispariția din spațiul public a ministrului rus al apărării, Serghei Șoigu, și a șefului statului major general al Rusiei, Valer Gerasimov, calificând acest caz drept o nuanță informațională interesantă, scrie correspondent. Au dispărut nu mai există nici declarațiile protocolare și importante ale altor grei, inclusiv ale șefilor serviciilor de informații șef Bortnikov, Nareșkin. Au dispărut și din protocoalele obligatorii. Economiștii tac mai mult decât de obicei, premierul Mișustin, șeful băncii centrale, Nabiulina, ministrul Reșetnikov. Într-un cuvânt, toți au dispărut ca morți chiar și din spațiul public protocolar, a subliniat Podoliac. Consilierul a remarcat că doar ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, încearcă să demonstreze că Rusia nu ucide civili în Ucraina. A mai rămas doar Lavrov, care încearcă să demonstreze pe piețele externe că, dacă Rusia nu ucide civili în Ucraina, Europa poate avea intenții rele, a scris Podoliac pe Telegram. Consilierul a mai menționat că în spațiul public mai apar Dmitri Pescov, secretarul de presă al președintelui Vladimir Putin, precum și propagandiștii ruși. Pescov, care periodic crede sincer că totul decurge conform planului operațiunii speciale și prin urmare este imperativ necesar ca Federația Rusă să obțină cel de-al cinci lea pachet de sancțiuni, un embargo petrolier și închiderea porturilor mondiale. Și mai sunt clasicii propagandiști rușiu. Interesantă tăcere a mai scris Podoliac. Amintim că anterior în presă au apărut informații potrivit cărora, din cauza eșecului armatei ruse în încercarea de a ocupa Ucraina, Vladimir Putin a încetat să-și mai consulte serviciile de informații. În plus, surse media independente atrag atenția că ministrul apărării din Federația Rusă, Sergei Șoigu, nu a apărut în spațiul public din data de 11 martie. Împreună cu Șoigu, din spațiul public a dispărut și șeful statului major al Rusiei, Valer Gerasimov.